Să oamenii înțeles. Și prețuiți vremea în care se rămâne în mijlocire ca într-o spărtură. Pentru că am fost martor, zice Domnul, la unele sfaturi ținute în dosul ușilor închise. Și-am văzut pe unii care s-au ridicat cu așa zisă putere omeniască în luarea unor decizii. Și-au vrut să așeze România ca monedă de schimb, ca țară de sacrificiu, ca țară de jertfă care să preia o parte din lupta ce se poartă. Am fost martor la sfatul ținut în dosul ușilor închise și am intervenit la acel sfat. Aleluia. Să zădărnicesc planificarea făcută și să-i scălesc îndurare în dreptul țării voastre, zice Domnul. S-o scot de pe harta hașurată de planificări omenești cu intenții răuvoitoare și să scriu izbăvire și viață în dreptul caselor voastre, în dreptul familiilor voastre. De aceea așezați mișlocirea buzelor voastre în potirul rugăciunii pentru țară. Amin. Și cereți să fie întinsă ocrotirea mai departe. Amin. Și să fie zădărnicite planurile celor ce ticluiesc în ascuns, pentru că vreau ca izbăvirea să rămână izbăvire și îndurarea să fie arătată, zice Domnul. Amin. 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 Amin.